Andrei, uitasem să te mai și bucuri. Ce de-au? 4 luni, 5 luni? Din septembrie. Nu, din septembrie n-am mai mâncat. Dar nici nu am mai jucat. Am fost accidentat. În decembrie am jucat doar 2 meciuri. Cu Chindia și cu Mioveni. În rest am intrat pe parcurs și nu am reușit să marchez. Sunt bucuros că am luat cele 3 puncte, că am marcat pentru echipă și... Care dintre cele două goluri s-a plăcut mai mult? Nu, ambele. Nu e niciunul mai favorit. Dar au lipsit tumbele. Ce s-a întâmplat? Ai Da, renunțat la tumbe pentru că am avut niște probleme cu glezna stângă și mi-am propus să nu mai fac. Dedicație specială? Da, pentru soția mea și pentru micuță, pentru că astăzi m-au susținut din tribună. Băi, te așteaptă acum o bere de la tine. Ei să-ți dea ție sau tu? Acum vă înțelegeți? Clubul trebuie să ne dea nou. Nu știu, nu cred că o să avem bere. Avem masă și apoi rămânem în cantonament pentru că mâine avem antrenament. Dar ce înseamnă pentru tine aceste două goluri așa? Moral. E o distăpușare pentru tine? Da, bineînțeles. Eram puțin căzut pentru că nu mai marcase, nu mi-ieșiseră mai nimic. și contează că am marcat și am luat cele 3 puncte. A contat foarte mult și faptul că a fost Eugen pe bancă astăzi? Da, a contat foarte mult pentru că mereu știe să vorbească cu noi. La Botoșani s-a văzut pe tabelă, Mister a fost în tribună și nu a putut să ne ajute de acolo. Astăzi a fost pe bancă și a știut să ne motiveze. Da, vine serie, nu e infernală, 3 echipe care sunt pe podium. Sperăm să facem meciuri bune și să luăm fiecare punct. Așa doar matematic ar mai putea fi primit, dar teoretic locul de play-off e asigurat, 41 de puncte, distanță. Da, v-am spus, fiecare punct contează pentru noi, pentru universitatea și trebuie să ne batem la podium.